Unul din proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești de ieri a stârnit revolta grupului PDL. Era vorba despre vânzarea către o firmă privată a terenului de peste 11.500 de metri pătrați a fostului magazin Interex, care până acum a fost concesionat. Problema reclamată de opoziție a fost prețul de vânzare, 48 de euro pe metrul pătrat. Am primit din partea acestui evaluator o adresă, nu știu dacă dumneavoastră v-a fost înmânată, dacă nu s-o rog cu domnul Petrache să mâneze această adresă, prin care susține încă o dată că prețul a fost evaluat conform legii. În acest context, eu nu pot să fac altceva decât să iau de bun ceea ce stabilește un evaluator autorizat, stabilit în lege, care spune, sub declarație propria răspundere, că își asumă acest preț și că ăsta este prețul pentru acest teren. În apărarea propunerii sale, primarul a încercat să motiveze prin prisma faptului că în urma acestei tranzacții, bugetul local ar crește. În schimbul unui teren foarte mare, municipalitatea ar câștiga aproximativ 562.000 de euro. Pe lângă faptul că am pune în valoare un obiectiv închis de ani de ani, de mai bine de 2 ani de zile, cred, și am oferit cetățenilor în zonă acel magazin cerut cu insistență, știți cu toții că toți pensionarii din zonă, cred că la toate partidele au apelat, am și obține în acest moment niște bani în bugetul Consiliului Local. Opoziția a continuat să ceară explicații suplimentare, încercând să-l convingă pe primar că prețul stabilit de evaluatori este sub cota pieței. Există tranzacții comparabile în zonă? Pentru că în studiul de la Camera Notarilor Publici, în zona respectivă, prețul minim de piață este 520 de lei. 520 de lei. Și atunci, cum putem să coborâm? Nu înțeleg. Există și în cadrul ANEVAR o comisie de etică și disciplină unde putem să facem o întâmpinare acolo. Nu se poate 48 de ore în centrul Ploiești. Grupul PDL a solicitat o pauză pentru a putea lua o decizie. Reîntorși în sala de ședință, cu trei excepții, au dat undă verde proiectului. Terenul a fost vândut către o firmă privată care urmează să închirieze parte din acesta către o altă societate, care va deschide un nou supermarket în zonă.